Anticamera domnului de Treville. Domnul de Troisville, cum se mai numea încă familia acestuia în Gasconia, sau domnul de Treville, cum sfârșise prin a-și spune singur la Paris, o începuse ca și d'Artagnan, adică fără parachioară, dar cu acel fond de îndrăzneală, de istețime și de înțelegere, datorită căruia cel mai sărac nobil gascon primește ca moștenire părintească mai mult decât primește adesea în realitate cel mai bogat gentilom din Périgord sau din Berry. Vitejia sfidătoare, norocul său și mai sfidător încă, într-o vreme când necazurile cădeau ca grindina, îl ridicaseră în vârful acelei scări anevoioase, care se numește favoarea curții și ale cărei treptele urcase câte patru odată. Era prietenul regelui, care, după cum se știe, păstră în mare cinste amintirea părintelui său, Henric al IV-lea. Tatăl domnului de Treville îl slujise pe acesta din urmă cu atâta credință în războaiele împotriva legii, încât din lipsă de bani, lipsă care silise toată viața pe Bearnes să-și plătească datoriile doar cu vorbe de duh, duhul fiind singurul bun pe care nu luase niciodată cu împrumut. Din lipsă de bani, deci îi îngăduise bătrânului Treville să-și ia ca blazon, după capitularea Parisului, un leu de aur pe fond purpuriu, având ca deviză Fidelis et Fortis. Pentru o dreaptă cinstire, acesta însemna mult. Pentru bunul lui Trai era încă cam puțin. Astfel fiind, când vestitul tovarăș de arme al marelui Henric se stinse, el lăsă fiului său ca moștenire doar spada și deviza sa. Mulțumită acestui îndoit, dar și numelui nepătat care îl însoțea, domnul de Treville a fost primit în casa tânărului prinț, unde slujea atât de frumos prin spada sa și rămase atât de credincios devizei sale, încât Ludovic al XIII-lea, unul din cei mai de seamă mânuitori de spada ai regatului, obișnuia să spună că, dacă ar avea vreun prieten care s-ar bate în duel, l-ar sfătui să-și ia ca secund, în primul rând pe el, apoi pe Treville, ba poate chiar pe acesta înaintea lui. Toate astea făceau ca Ludovic al XIII-lea să aibă multă prietenie pentru Treville. Prietenie regească, prietenie egoistă, e drept și totuși prietenie. Căci în acele vremuri nefericite, bărbații de teapă lui Treville aveau mare căutare. Mulți ar fi putut lua ca deviză epitetul de puternic, ce alcătuia partea a doua a inscripției din blazonul lui Treville. Puțini erau însă gentilomii care puteau râvni la epitetul de credincios, din prima parte a devizei. Treville se număra printre aceștia din urmă. Era una dintre acele firi înzestrate cu istețimea ascultătoare a dulăului gata să sară orbește, cu privirea ca fulgerul, cu pornirea aprigă. Ochiul îi fusese dat doar pentru a descoperi dacă regele era nemulțumit de cineva, iar mâna pentru a lovi pe acel supărător cineva, pe un desme, un poltrot mere sau un vitri. În sfârșit, lui Treville nu-i lipsise până atunci decât prilejul, dar stătea la pândă hotărât să și-l înhațe, dacă i-ar fi ieșit în cale. Astfel fiind, Ludovic al XIII-lea îl numise pe Treville căpetenia mușchetarelor, care prin credință, sau mai bine zis printr-un fanatism crunt, trebuiau să fie pentru rege ceea ce fuseseră cei 45 pentru Henric al III-lea, sau ceea ce fusese garda scoțiană pentru Ludovic al XI-lea. Cât despre cardinal, nu rămăsese nici el în privința aceasta mai prejos decât regele. Când văzuse ce minunați aleși înconjurau pe Ludovic al XIII-lea, acest al doilea, sau mai curând acest întâi rege al Franței, a vrut și el să-și aibă garda lui. Și a avut și el, deci, mușchetarii, după cum Ludovic al XIII-lea și avea pe ai lui. În văzul lumii, aceste două puteri rivale își alegeau pentru folosința lor pe cei mai vestiți mânuitori ai spadei din toate colțurile Franței și chiar din țările străine. De multe ori, seara, la obișnuita partidă de șah, Richelieu și Ludovic al XIII-lea se ciorovoiau în privința faimei slujitorilor lor. Fiecare laudă ținută și vitejia oamenilor săi și în vreme ce ponegreau fățiși duielul și încăierările pe ascuns, îi asmuțeau ca să se bată, simțind o adâncă mâhnire sau o nemăsurată bucurie la vestea unei înfrângeri sau a unei biruințe de-a lor. Cel puțin așa stă scris în memoriile unui om care a luat parte la unele din aceste înfrângeri și la multe din aceste biruințe. Treville știuse să-i cânte stăpânului în strună și mulțumită acestei dibăcii a putut câștiga îndelungata și neclintita bunăvoința unui rege, care n-a lăsat în urma lui faima unei prea mari statornicii în prietenie. Îi punea pe mușchetari să defileze în fața cardinalului Armand Duplessis, luând totodată un aer batjocuritor care zbârlea de mânie mustața căruntă a eminenței sale.
Treville înțelegea minunat rostul războiului din acea vreme, în care dacă nu trăiai pe socoteala dușmanului, trăiai pe seama celor de un neam cu tine. Soldații săi alcătuiau o legiune de draci împelițați, care nu știau decât de frica lui. Dezmățați, cherceliți, plini de răni, mușchetarii regelui, sau mai bine zis ai domnului de Treville, foiau prin cârciumi, prin locurile de plimbare, prin cele de petrecere, lipind, răsucindu-și țanțuși mustața, zângănindu-și săbiile, năpustindu-se încântați asupra gărzelor domnului cardinal, când îi întâlneau în cale, sau scoțându-și spadele în plină stradă cu mii de șoltecării. Uciși uneori, dar atunci încredințați că vor fi plânși și răzbunați, ucigând de multe ori, dar știind bine că tot nu vor putrezi în închisoare, fiindcă domnul de Treville era totdeauna gata să-i scape. Se înțelege că domnul de Treville era preamărit pe toate tonurile de acești oameni care îl adorau și care, deși vrednici de spânzurătoare, tremurau în fața lui ca niște școlari în fața profesorului, ascultându-i cel mai neînsemnat cuvânt și gata să-și dea viața pentru a spăla rușinea celei mai mici mustrări. Domnul de Treville folosise această puternică pârghie mai întâi pentru rege și prietenii regelui, apoi chiar pentru el și prietenii lui. De altfel, în nici un volum de memorii de pe acea vreme, care a lăsat totuși atâtea memorii, nu se vede că acest cinstit gentilom a fost vreodată învinuit, nici chiar de dușmanii lui, și avea la fel de mulți și printre literați ca și printre oșteni. Nicăieri nu se vede că acest cinstit gentilom a fost vreodată învinuit de a fi cerut cuiva plată, în schimbul îngăduinței de a folosi fanaticii lui soldați. Deși e înzestrat cu un deosebit dar al intrigii, pe potriva celor mai grozavi intriganți, domnul de Trevor a rămas un om cinstit. Ba mai mult, în ciuda puternicelor lovituri din vârful spadei care deșală și a exercițiilor anevoioase care îi stovesc, el ajunsese unul din cei mai rafinați îndrăgostiți și unul din iscusiții cântăreți de fraze întortocheate și sfărăitoare ai vremii sale. Se vorbea despre isprăvile amoroase ale lui Treville, așa cum se vorbise cu 20 de ani înainte de ale lui Bassompierre. Și acesta nu însemna tocmai puțin. Capitanul mușchetarilor era așadar proslăvit, temut și iubit, ajungând astfel culmea fericirilor lumești. Ludovic al XIV-lea întuneca toți micii aștri de la curte prin orbitoarea lui strălucire. Tatăl său însă, acel soare pluribus impar, lăsă fiecăruia dintre favoriți splendoarea lui personală și fiecăruia dintre curteni valoarea lui individuală. De aceea, în afară de audiențele acordate dimineața de către rege și cardinal, când se trezeau din somn, mai erau la Paris pe atunci peste 200 de asemenea audiențe cu destulă căutare. Printre acestea, cele încuviințate de domnul de Treville erau din cele mai căutate. Curtea palatului său din strada Vieux-Colombier semăna cu o tabără, începând de la ora 6 dimineața vara și de la 8 dimineața iarna. 50 până la 60 de mușchetari, care păreau că fac cu schimbul pentru a fi mereu un număr bătător la ochi, se plimbau neîncetat, înarmați ca pentru război și gata de orice. De-a lungul uneia din acele scări mari, pe locul căreia civilizația noastră ar clădi o casă întreagă, urcau și coborau solicitarii din Paris. Alergând după un hatâr oarecare, gentilomii din provincie, arzând de dorința de a fi înrolați ca și valeții înzorzonați în toate culorile, care aduceau domnului de Treville vești din partea stăpânilor lor. În anticameră, pe banchete lungi, așezate în cerc, așteptau aleșii, adică acei care fuseseră chemați. De dimineață până seara nu contenea acolo zumzetul glasurilor, în vreme ce în cabinetul său, învecinat cu această anticameră, domnul de Treville primea vizitele, asculta plângerile, dădea porunci și, asemeni regelui, în balconul său de la Louvre, n-ar fi vrut decât să stea la geam ca să primească defilarea oamenilor și a armelor. În ziua când D'Artagnan se înfățișă în audiență, numărul celor de acolo era impunător, mai ales pentru un provincial sosit proaspăt de acasă. E drept însă că acest provincial era gascon și, mai ales pe vremea aceea, compatrioții lui D'Artagnan aveau faima de a nu da îndărăt cu una cu două. Într-adevăr, cum treceai poarta masivă, ferecată în cuie lungi cu floarea dreptunghiulară, te trezeai în mijlocul unei cete de militari care voiau de colo-colo prin curte, strângându-se, certându-se sau jucând tot felul de jocuri. Ca să-ți croiești drum printre aceste valuri învolburate, trebuia să fii sau ofițer, sau mare nobil, sau femeie frumoasă.
Așadar, prin mijlocul acestei cete și al acestui tărăboi își făcea loc tânărul nostru cu inima gata să iasă din piept, lipindu-și spada lungă de coapsele subțiri și ținând în mână marginea pălăriei de pâslă, în vreme ce pe buze îi flutura zâmbetul sfios al provincialului tulburat, care vrea să pară stăpân pe el. Cum trecea de un grup, răsuflă ușurat, totuși, bănuind că unii din ei se întorceau să-l privească, D'Artagnan, care până atunci avusese o părere destul de bună despre el, se simți caragios întâia oară în viață. În dreptul scării era mai rău încă. Pe cele din tâi trepte, 4 mușchetari, în vreme ce 10 sau 12 camarazi de-ai lor așteptau pe palier să le vină rândul la joc. Își treceau vremea în felul următor. Unul dintre ei, stând cu spada în mână pe treapta cea mai de sus, împiedica sau cel puțin se străduia să împiedice pe ceilalți trei, care voiau să urce scara. Aceștia trei îi împotriveau la rândul lor spada uimitor de sprintenă. D'Artagnan crezu la început că sunt floreta de scrimă, butonate în vârf, dar curând își dădu seama după unele zgârieturi că, din potrivă, toate ascuțișurile erau minunat șlefuite. De câte ori unul din ei era împuns, nu numai spectatorii, dar chiar și actorii făceau un haz nespus. Cel care se afla în clipa aceea pe treapta mai de sus își ținea minunat adversarii pe loc. Se făcuse roată în jurul lor. Regula cerea ca, la fiecare lovitură, cel atins să părăsească partida, pierzând rândul la audiență în folosul celui care îl atinsese cu spada. În 5 minute, trei dintre ei fură atinși ușor, unul la încheietura mâinii, altul la bărbie și al treilea la ureche, de către apărătorul treptei, dar niciodată nu se lăsase atins. Dibăcia lui îi câștigă dreptul de a intra în audiență înaintea celorlalți trei. Oricât de greu ar fi fost, nu să-l uimești pe tânărul nostru, dar să se lase uimit, acest fel de petrecere izbuti să-l uluiască. Văzuse în provincia lui meleaguri unde capetele se înfierbând atât de repede că duielurile urmau unor anumite întâmplări premergătoare. Fanfaronada acestor patru jucători îi se păru cea mai strașnică din câte auzise până atunci chiar în Gasconia. Crezu că se găsește în acea faimoasă țară a uriașilor, unde Gulliver, odată descins, s-a înspăimântat atât de rău. Și totuși, nu era la capătul uimirilor. Mai rămâneau palierul scării și anticamera. Pe palier nu se mai bătea nimeni, se povesteau însă isprăvi cu femei, iar în anticameră isprăvi de la curte. Pe palier, D'Artagnan roșii, în anticameră îl trecură fiori. Închipuirea sa, înaripată și hoinară, care în Gasconia îl făcea să fie temut de tinerele cameriste și uneori chiar de tinerele lor stăpâne, nu întrezărise niciodată, chiar când bătea câmpii, nici pe jumătate din acele minunății ale iubirii și nici pe sfert din acele năzdrăvănii amoroase, luminate de strălucirea unor nume dintre cele mai cunoscute și cu amănunte dintre cele mai puțin voalate. Dar dacă pe palier el se simți jignit în prețuirea lui pentru bunele moravuri, în anticameră se simți revoltat din respect față de cardinal. Acolo, spre marea sa uimire, D'Artagnan auzea forfecându-se în gura mare politica de care tremura întreaga Europa și viața intimă a cardinalului, pentru care atâția mari și puternici nobili ispășiseră din greu atunci când încercaseră să aibă părerea lor. Acest vestit bărbat, slăvit de bătrânul D'Artagnan, ajunsese zeflemeaua mușchetarilor domnului de Treville, care își băteau joc de picioarele strâmbe și de spatele lui cocărjat. Unii dintre ei fredonau cuplete cu numele doamnei Daiguilon, iubita lui, sau al nepoatei, doamna de Combalet, în vreme ce alții puneau la cale tot felul de năzbâti împotriva pagilor și a gărzilor cardinalului duce, ceea ce îi se păru lui D'Artagnan o adevărată monstruozitate. Totuși, când numele regelui se rostea pe neașteptate, în mijlocul acestor grosolănii, pe socoteala cardinalului, un soi de căluș astupa pentru o clipă toate acele guri spurcate. Fiecare privea șovăielnic în jurul lui, ca și cum s-ar fi temut să nu-l trădeze peretele subțire care despărțea anticamera de cabinetul domnului de Treville. Dar foarte curând, un cuvânt cu tâlc amintea iarăși de iminența sa și atunci hohotele izbucneau și mai dezlănțuite, niciuna din faptele cardinalului nefiind cruțată de pârjolul criticii. Nici vorbă că toți de aici vor fi zvârliți la închisoare și spânzurați, gândi cu groază D'Artagnan. Și eu, fără îndoială, împreună cu ei, căci de vreme ce i-am auzit și i-am ascultat, o să fiu socotit drept părtașul lor. Ce ar zice oare tata care m-a sfătuit atât de călduros să-l respect pe cardinal,
dacă m-ar ști cot la cot cu acești păgâni. El este de închipuit, fără să o mai spunem, că D'Artagnan nu îndrăznea să ia parte la convorbire. Era însă numai ochi și urechi, încerca să-și încordeze cât putea cele cinci simțuri ca să nu piardă o iotă. În pofida încrederii nedezmințite în sfaturile părintești, se simțea îndemnat lăuntric și îmboldit de instinctul lui, să laude mai curând decât să hulească lucrurile nemaipomenite ce se petreceau acolo. Fiind însă cu desăvârșire străin de ceata curtenilor domnului de Treville și fiind zărit pentru întâia oară în locul acela, D'Artagnan a fost întrebat ce dorește. La această întrebare își spuse numele foarte umil. Se sprijini pe titlul de compatriot și rugă pe cameristul care venise să-i pună întrebarea să-i aducă la cunoștință domnului de Treville cererea unei scurte audiențe, cerere pe care cameristul îi făgădui cu glas ocrotitor să o transmită la timpul și locul cuvenit. D'Artagnan, care își mai venise în fire din uimirea de la început, a avut deci răgazul să cerceteze veșmintele și chipurile celor de față. În mijlocul celui mai însuflețit grup se găsea un mușchetar înalt, cu ținută semeață și o ciudățenie de îmbrăcăminte, ce sărea în ochi tuturor. Nu purta uniforma pe care, de altminter, nici nu era dator să o poarte mereu, într-o vreme când domnea ceva mai puțină libertate, dar mai multă hotărâre, ce era îmbrăcat într-o haină strâmtă până la genunchi, de culoare azurie, puțin cam ieșită de soare, și cam ponosită, dar pe deasupra ei avea o minunată eșarfă din broderie de aur, ce strălucea ca solzii pe fața apelor, în lumina via soarelui. O pelerină lungă de catifea cărămizie îi cădea grațios pe umeri, lăsând să se vadă doar nesemuita eșarfă, de care atârna o spadă uriașă. Acest mușchetar încetase tocmai de a fi de gardă. Se tânguia că are guturai și din când în când tușea silit. Din pricina asta își luase pelerina, spunea el celor din jur, în vreme ce vorbea privind de sus și răsucindu-și țanțoș mustața. Ceilalți nu își puteau lua ochii de la eșarfa brodată și, bineînțeles, D'Artagnan mai mult ca oricare altul. Ce vreți?" spunea mușchetarul. E la modă. Știu că e o sminteală, dar n-ai încotro, asta-i moda. De altfel, trebuie să faci ceva și cu punga babacilor." Mai las-o, Portos," se repezi unul din cei de față. Vrei să ne faci să credem că ai eșarfa din mărinimia părintească? Ți-o fi dat-o doamna voalată cu care te-am întâlnit duminica trecută lângă poarta Saint-Honor." Nu pe cuvântul și cinstea mea de gentilomă am cumpărat-o chiar eu, din banii mei," răspunse acela care fusese numit Portos. Da, la fel cum mi-am cumpărat și eu punga asta nouă cu ce mi-a pus iubita în punga mea veche," adăugă alt mușchetar. Adevărat," întări Portos, și ca dovadă, uite, am dat pe ea 12 pistoli." Admirația spori, deși îndoiala mai stăruia încă. Nu-i așa, Aramis?" întrebă Portos, întorcându-se spre alt mușchetar. Înfățișarea acestuia din urmă se bătea cap în cap cu a mușchetarului care îi pusese întrebarea. Numindu-l Aramis, era un tânăr, de cel mult 22 sau 23 de ani, cu o căutătură copilărească și dulceagă, cu ochi negri și blajini, cu obrajii trandafirii și catifelați ca o piersică de toamnă. Mustața-i subțire desena deasupra buzei de sus o linie fără cusur. S-ar fi zis că mâinile lui se codeau să se aplece, de teamă să nu li se umple venele. Când și când își ciupea sfârcul urechilor ca să-l păstreze îmbujorat și străveziu. De obicei vorbea puțin și încet, sauta în dreapta și în stânga, râdea potolit, arătându-și frumoșii dinți care păreau foarte îngrijiți, ca de altfel întreaga sa ființă. Răspunse la întrebarea prietenului încuvințând doar din cap. Această încuvințare păru a înlăturat toate îndoielile privitoare la eșarfă. Toți rămăseseră cu ochii la ea, dar fără să o mai pomenească. Apoi, printr-unul din acele surprinzătoare salturi ale gândirii, convorbirea se îndreptă deodată asupra altui subiect. Ce ziceți despre ce istorisește scutierul lui Halais? Întrebă unul din mușchetari, fără a se întoarce spre cineva, ci dimpotrivă punând întrebarea tuturor de acolo. Și ce spune? Întrebă Portos cu glas trufaș. Spune că a întâlnit la Bruxelles pe Rochefort, duhul rău al cardinalului, travestit în capuțin, blestematul de Rochefort cu anteriul lui de călugăr, l-a tras pe sfoară pe domnul de Laiguis, de noroceie. Încă ce mai nerod, întări Portos, dar așa o fi oare? Așa ne-a spus Aramis, răspunse mușchetarul. Adevărat? Ei, parcă dumneata nu știi, Portos,
zise Aramis. Nu ți le-am spus eu toate ieri, hai să vorbim de altceva. Cum? Să vorbim de altceva? Asta e părerea dumitale, stărui Portos. Foarte frumos, să vorbim de altceva. La naiba că repede mai închei dumneata, adică cum? Cardinalul pune pe un trădător, pe un tâlhar, pe un nemernic, să spioneze un gentilom, îl pune să-i șterpelească scrisorile, apoi, cu ajutorul spionului și datorită scrisorilor, pune să-i se taie capul lui Halais sub învinuirea tâmpită că ar fi vrut să-l omoare pe rege și să-l însoare pe fratele regelui cu regina. Nimeni n-avea habar de toată urzeala asta. Ne-o destănuiești dumneata ieri, spre marea noastră uimire, și acum, când nici măcar nu ne-am dezmeticit, vii să ne spui, hai să vorbim de altceva. N-avem decât să vorbim și dumneavoastră, dacă ții atât de mult, răspunse netulburat Aramis. Dacă aș fi fost scutierul bietului Halais, strigă Portos, Rochefort ar fi pățit-o rău de tot cu mine. Iar dumneata ai fi pățit-o și mai rău cu ducele roșu, îi atrase atenția Aramis. Cum? Ducele roșu? Bravo, bravo, ducele roșu, întări Portos, aplaudând și încuvințând din cap. Ducele roșu, asta e minunat. Cum să răspândesc porecla, dragul meu? Fii pe pace. Dar știu că are duh, Aramis al nostru. Ce păcat că n-ai putut să-ți urmezi chemarea, scumpul meu. Ce drăgălaș pop ai fi fost. Nu-i decât o întârziere trecătoare, lămuri Aramis. Într-o zi tot o să fiu preot. Știi și dumneata, Portos, că tocmai de aceea nu mă las de teologie. O să fac așa cum spune, întări Portos. Mai curând sau mai târziu, tot o să o facă. Mai curând, zise Aramis. Mă așteaptă decât ceva ca să se hotărască de-a binelea și să îmbrace iar anteriul pe care îl ține atârnat în cui, dedesubtul uniformei, adăugă un mușchetar. Și ce anume așteaptă? Întrebă altul. Așteaptă ca regina să dăruiască Franței un moștenitor. Să încetăm cu astfel de glume, domnilor, spuse Portos. Slavă Domnului, regina e încă la vârsta când poate să-l mai dăruiască. Se zice că domnul de Buckingham se află în Franța, adăugă Aramis cu râsul lui de pișicher, dând acestei fraze în aparență atât de nevinovate un înțeles destul de ușuratic. De data asta n-ai brodit-o, prietene Aramis, îi curmă vorba Portos, și în slăbiciunea dumitale de a face haz de orice, treci mereu peste margini îngăduite. Dacă te-ar auzi vorbind astfel, domnul de Treville, cred că nu i-ai face deloc plăcere. Ai de gând să-mi dai o lecție, Portos? Îl întrebă Aramis, în a cărui privire blajină se văzu scăpărând un fulger. Dragul meu, fii mușchetar sau preot, fii una sau alta, dar nu și una și alta, îl sfătui Portos. Uite, Atos ți-a spus-o și zilele trecute, slujești la prea mulți stăpâni deodată. Te rog, ar fi de prisos să ne supărăm, adu-ți aminte cum ne-am înțeles între noi, dumneata, Atos și cu mine. Te duci la doamna d'Aiguillon și faci curte. Te duci la doamna de Boistracy, vara doamnei de Chevreuse, și îți merge vestea că ai ajuns departe de tot în binevoitoarea prețuire a acestei doamne. Dumnezeule, nimeni nu-ți cere să-ți destăinuiești fericirea, nici să-ți dai pe față tainele inimii. Îți cunoaștem cavalerismul, dar dacă ai virtutea asta, atunci la naiba, folosește-o și față de maestatea sa. Lasă să trâncănească cine vrea și orice o vrea, despre rege și despre cardinal, dar regina e sfântă și dacă cineva vorbește de ea, apoi atunci să vorbească numai de bine. Portos, ești la fel de înfumurat ca și Narcis, răspunse Aramis. Știi că nu pot suferi dojenile, afară doar dacă m-ar dojeni Atos. În ceea ce te privește pe dumneata, dragul meu, ai o eșarfă prea frumoasă ca să mai faci pe sfătosul. O să fiu preot când voi socoti de cuvință. Deocamdată sunt mușchetar și ca mușchetar spun ce-mi place, iar în clipa de față îmi place să-ți spun că ai început să mă scoți de răbdări. Aramis, Portos, ei, domnilor, domnilor, se auziră strigăte în jurul lor. Domnul de Treville îl așteaptă pe domnul d'Artagnan, urmă discuția cameristul deschizând ușa. La auzul acestor cuvinte, în timpul cărora ușa rămăsese deschisă, se făcu liniște. În mijlocul tăcerii atot cuprinzătoare, tânărul gascon străbătu o parte din lungimea anticamerei și intră la capitanul mușchetarilor. Totodată se simțea nespus de bucuros că fusese scutit la vreme de sfârșitul acelei ciudate gâlceli.